Bună seara! Bună seara! Încă o dată, iată, profesor și elev la Vedeta Populară și Leontina Fărcaș este un profesor care a dat foarte, foarte multe talente. Ce ne spuneți despre ea? Ce să vă spun, că mi-e foarte dragă, că e atât de frumoasă, că și glasul este frumos, cred că va reuși prin muncă să ajungă acolo unde își dorește. Cu toată încrederea alături de dumneavoastră, întotdeauna. Vă mulțumim și noi pentru că i-ați fost alături și îi sunteți în continuare, în această poveste minunată. Bun, să auzim juriul. Elize Stan, vă rog. La această probă ți-ai ales bine și cântecelul a fost un cântec frumos, așezat și l-ai cântat foarte bine. Bravo. Vă mulțumesc frumos. Grigore Leșe, vă rog. Textul a fost bine ales și nu s-a folosit tra-la-la-la-la-la. S-a încercat ca textul să fie coerent și să spună o poveste pe un cântec de joc. Iată că se poate face și o poveste pe un cântec de joc, dar trebuie să știi cum alegi. Felicitări! Mulțumim! Cornelia, te rog! Eu v-am admirat de cum ați pășit în scenă costumele. Amândouă v-ați potrivit îmbrăcămintea. Apoi, dacă stau să analizez limbajul trupului, erai foarte atentă cu totul la doamnă, să-i arăți respectul tău, chiar dacă indirect nu trebuia să-i te adresezi, ci pur și simplu prin prezența ta se vede că îi mulțumești și că îi porți respect. E un lucru extraordinar. Mi-a plăcut. Un moment foarte frumos. Mulțumesc. Te felicit, draga mea. Mulțumim. Bogdan, te rog. Trebuie să reușești să îți depășești emoțiile. Încearcă să fii un pic mai vie. Cred că te va ajuta. Nu cred că trebuie să uităm că se cheamă Vedeta Populară. În rest, a fost foarte bine, Roxana. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Ne vedem la proba a treia. Succes!